pentru noi cei 70 sau 80 de ani. За нас семью и тоже мало для 70 или 80. Ar fi prea puțin pentru noi doar pentru o, să avem doar o familie și o casă frumoasă. Dumnezeu ne dorește cerul. Dumnezeu dorește împărăția Lui să fie a noastră. Dumnezeu dorește ca prin Scriptură, prin Cuvântul Lui Dumnezeu, să ne facă de cunoscut. Căci poate se pare multe căi bune omului de pământul acesta. Poate omul se găsească multe adevăruri relative. Însă calea adevărată și adevărul absolut este Dumnezeu. Pe care dorim ca și dumneavoastră să porniți. Și să putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu împreună. Un singur cuvânt, iarăși, și cu care aș dori să-și închei vorbirea mea. Tot Mântuitorul zice în Evanghelia Ioan, capitolul 18, 37 versetul, partea a doua versetului. Domnul Iisus a zis în fața lui Pilat, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Amin. Iisus i-a rekao Pilatu, ja sam kralj, ja sam za to rođen i za to dođem na svet da svedočim istinu.